Bine v-am regăsit! Am sărit o ediție pentru că am simțit că ar trebui să aștept, să văd cum evoluează situația din Israel. Trebuie să recunosc că sunt surprins. În acest răstimp am petrecut de ziua națională, am avut o mulțime de știri despre inteligența artificială și Rusia și a început COP28. Nu susțin războiul. Violența, de orice fel. Caut doar să vorbesc despre orice, având cât mai multe informații din surse cât mai diverse. Un lucru e cert. Orice parte ai întreba va avea un adevăr despre partea ei. E un lucru cunoscut că în momentul în care se iau decizii, implicațiile sunt dincolo de ce se vede sau se simte în acel moment. Mai mult, dacă se vede că decizia nu e tocmai corectă, ai zice că se încearcă repararea ei, dar nu e așa. Revenind la acel colț de lume, la Israel și Palestina. Cu toți știm că evreii au fost sclavi în Egipt și cu ajutorul lui Moise s-au reîntors în Țara Sfântă, Pământul Făgăduinței. Ceea ce nu se spune este că acolo trăia cineva deja de ceva vreme. Erau niște imperii și civilizații care populau acele meleaguri. Atenție, planeta asta este una și ar trebui să fie a tuturora. Pământul acela a mers încoace și încolo sub diverse stăpâniri. Iar granițele fizice nu se văd de la înălțime. Noi le creăm și noi le întreținem și noi ținem de ele. Deci undeva prin 1917, o scrisoare deschide drumul acestor schimbări pe care le vedem astăzi. Ministrul de externe de pe vremea aceea, Balfour, scrie unei figuri proeminente a comunității evreiești, pe numele acesteia Rothschild. O scrisoare de 67 de cuvinte. Atât, 67 de cuvinte, care își face efectul și astăzi, la mai bine de 100 de ani distanță. O poveste relatată pe larg într-un articol de pe Al Jazeera. Vă las linkul în descrierea acestui podcast. Acolo veți găsi și o altă variantă a acestei povești, pentru că da, istoria s-a schimbat sau a fost schimbată sau a fost ajustată. Se întâmplă, să știți. Nu e nimic nou sau nimic surprinzător. O să spuneți așadar că Al Jazeera poate fi o sursă influențată de zona arabă, așa că am o alta oferită de Enciclopedia Britanică. Găsiți linkurile în descriere, le accesați și vă lămuriți singuri. Poate ar trebui să o facă și cei care acum se ceartă și își împart cuvinte grele și mai ales violențe, nu de alta, dar a reînceput ofensiva, de această dată în sudul fâșiei Gaza, supraaglomerat, după ce a fost terminată ofensiva în nordul fâșiei Gaza. Cum stăm acum? Rău. Ce și cum a început pe 7 octombrie este subiect de discuție. Mulți dintre cei mulți spun că fără o lipsă de atenție și aici a se vedea ghilimelele a Israelului, nu era posibil să fie atât de rău și atât de mare. Se mai spune și că Rusia și-a băgat coada în ceea ce se întâmplă acolo. Nici nu contează dacă e adevărat sau nu. Cert este că acum e mai evident că Cisjordania este și mai atent controlată, deși nu ar trebui atât de atent controlată de Israel, iar Gaza e pe cale să aibă o soartă similară. Un alt lucru cert e că bucata aceea de pământ este o ruină, mare parte din ea. Acum se schimbă prizonieri ostatici, în timp ce vă spuneam s-a și reînceput ofensiva în sud. Dar când se termină acest schimb? Cam toată lumea simte că va fi mai rău ca înainte de armistițiu. Fie că Israelul va merge până la granița cu Egiptul să curețe Hamasul, fie că se vor alătura alte state sau alte grupări mult mai pe față. Înainte de liniștea asta relativă, Israelul nu avea atacuri doar din dreptul Iordaniei. În rest, nu avea pauză, era înconjurată de atacuri. Deci, armistițiul s-a încheiat sau, mă rog, îl prelungesc sau s-a încheiat. Depinde cum stai și ce știri sau relatări urmărești. Cât cum, ce se dă la schimb și ce va urma, vă spun că mă tem de ce este mai rău. Tot în zonă se petrece și COP28, un loc unde planeta ar trebui salvată de discuțiile liderilor internaționali. Două lucruri par a fi pe agenda: poluarea provocată la interior de aragaze și cuptoare și combinațiile legate de petrol, ascunse de discuții despre mediu și grija pentru aceasta. Deja cel care conduce această întâlnire a făcut câteva afirmații pe care poate n-ar fi trebuit să le facă, mai ales că este la conducerea unui consorțiu internațional, național, luați-o cum vreți, care este despre petrol și în același timp
conduce un alt consorțiu care se ocupă de schimbările climatice. Interesantă combinația și ușor mai bine nu comentăm lucrurile care sunt evidente. Aș avea multe așadar de spus pe acest subiect, dar cred că e suficient să spun doar că oamenii aceștia, liderii, se tot întâlnesc și se simt bine și fac poze și își strâng mâna și zâmbesc. Iar noi ne uităm că la început de decembrie anunțăm 21 de grade Celsius. Dacă am zis decembrie, zic 1 decembrie și zi națională și simt că vreau să spun ce și cum în legătură cu această zi națională. Până să avem 1 decembrie am avut, și spun asta pentru că istoria e mai puțin cunoscută decât ar trebui să fie. Așadar, a fost 24 ianuarie, ziua Micii Uniri, 10 mai, ziua Independenței României și a Monarhiei, apoi 8 iunie, ziua Restaurației și, nu în ultimul rând, 23 august, ziua națională sub regimul comunism, ziua în care am întors armele împotriva naziștilor. Așadar, 1 decembrie înseamnă sau este înțeleasă ca fiind momentul Marii Uniri. Deci, la 1 decembrie 1918, Marea Adunare Națională de la Alba Iulia a hotărât unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu regatul român. Această decizie a fost făcută publică prin rezoluția de la Alba Iulia. Povestea unirii este însă una mult mai complexă și nu s-a terminat odată cu 1 decembrie sau n-a început atunci. Luptele pentru ca noi să fim ce suntem astăzi s-au purtat până în 1919. Timișoara a fost eliberată abia în august 1919. Așadar, totul a început la 5 ianuarie 1859 în Moldova și la 24 ianuarie 1859 în Țara Românească, atunci când alegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca domnitor a ambelor principate a fost acceptată și de... sau n-a fost acceptată și de marile puteri. A urmat apoi câștigarea independenței de stat în 1878. În 1919, în august, s-a desăvârșit unirea Banatului cu România, deși declarația a fost făcută la 1 decembrie 1918. Basarabia s-a unit cu vechiul regat la 27 martie 1918 și a rămas în componența României până în 1940, când în urma pactului Ribbentrop-Molotov a fost cedată Uniunii Sovietice. Și de atunci ne chinuim sau vorbim pe la colțuri despre reunificarea cu patria mamă. Bucovina s-a alipit țării la 28 noiembrie 1918, în urma votului în unanimitate de către Congresul General al Bucovinei. Atenție, vorbim de Bucovina ca un întreg, adică cu tot cu Cernăuți. Transilvania s-a unit cu România în urma proclamației de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918, deși și-a declarat independența față de Austro-Ungaria, prin Alexandru Vaida Voievod în Parlamentul de la Budapesta încă de la 18 octombrie 1918. O să fie interesant, ca să schimbăm subiectul, cu AI-ul, adică inteligența artificială. C-o fi rău, că n-o fi rău, din nou rămâne de văzut. Softul pe care îl folosesc la scris deja conține o astfel de componentă. Vremea e prognozată cu un AI numit DeepMind, care funcționează mai bine decât meteorologii și programele lor. Pe social media este o astfel de prezență care face bani mulți, mult mai mulți decât cei care muncesc și au învățat o viață întreagă, iar artiști creați de și cu AI, cu melodii care nu impresionează, se lansează peste tot pe social media. Așteptăm și sperăm că vor apărea reguli pe care le vom respecta, ca să nu pierdem controlul a ceva ce nu înțelegem cu adevărat. Despre Rusia, e o poveste foarte interesantă despre cum face bani, despre cum abordează războiul, despre viitor, despre alegerile din 2024. E un subiect atât de amplu încât nu îl pot acoperi acum, deși puteți să urmăriți cum evoluează situația fiecare dintre voi în legătură cu aspectele menționate în următoarea perioadă și chiar vă recomand să faceți acest lucru. Nu mă miră, și o zic cu tristețe, că rușii folosesc din ce în ce mai multă carne de tun pe front și din ce în ce mai multe drone. Au ajuns în acel loc în care produc drone sau importă drone și au tactica care a folosit Ucrainei până acum. Și mai e ceva, la puțină vreme după ce a început războiul se vorbea despre acceptarea Ucrainei în NATO, apoi a fost ceva suport susținut și pe față. Iar acum declarația care contează este: Ucraina intră în NATO când războiul va fi gata și își va rezolva problemele. Asta spune Stoltenberg. Ceea ce nu se știe sau când se va întâmpla și nu se spune poate. Oricum, e complicat ca Ucraina să-și rezolve problemele. If
ever. Cam atât. Mai am o ediție pe anul acesta și apoi pun pauză până în ianuarie. Toate bune vă doresc!